extraordinară predispoziția publică din cei ce ați văzut legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați, vă rog, cu ordine de zi. După cum ați fost comunicați, după din aceea avem un număr de 8 proiecte de hotărâre de 9 și diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Vă consult asupra conținutului proceselor verbale de la ședințele din 27 august și 9 septembrie. Obiecțiuni? Dacă nu supărăm la vot. Cine este pentru cel din 27 septembrie? Cine a lipsit? Cine a lipsit? O să vedeți. Deci se abțin cei care au lipsit, da? Adică domnul Proie. Da, să știi. Și domnul Proie, pardon. Domnul Proie, păi... 27 august, poate. Pe 27 august, domnul Proie a lipsit. Pentru cel din 9 septembrie a lipsit... Domnul Proiu, domnul Cimotaru și domnul Matei Laurențiu. Restul pentru? Recuri. Deci 3 acțiuni. Și 12 de acțiuni. Continuăm ședința, domnul președinte, Așa, după eu, cred că aș fi la... Punctul 1 pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre privind de aprobarea nivelurilor valorilor impozabile a taxelor locale și sancțiunilor pentru anul fiscal 2020. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Da. Împotrivă, se abține cineva? O abținere, mulțumim. Ordinea 2, proiectul numărul 70, privind instituirea facilității fiscale și aprobarea procedurii de anulare accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale. Cred că dacă ați aprova primul, discuții nu văd. Un pic nu este legat unul de altul. Asta este o ordonanță dată pentru niște facilități pentru cei care au datorii și penalități. Și le achită. Și le achită. Cine achită debitul cu la sfârșitul anului, la persoane fizice? 15 noiembrie. Așa? Ei sunt terminele acolo, la ea, da? Li se anulează penalitățile. Adică li se scapă penalitățile. Persoane fizice, vorbesc, nu juridice, care au debit și au penalități. Dacă achit până pe 15 noiembrie debitul, li se anulează penalitățile. Este dată o ordonanță și era la nivelul Consiliului Local, dacă o aplicăm sau nu. Se poate și aplica, se poate să nu. Consiliul Local poate să poate asta să nu se aplica. Dar am zis că e obiință să-i ajutăm pe cei care li s-au adunat o grămadă de penalități. Dacă vezi și achită debitul... Dar sunt penalități mari? Sunt. Depinde. Dar poate să fie penalități mai mari decât... Da. Depinde de poziția de rol la fiecare. Avem o propunere. Undeva aici să explicit termenul obligații accesorii. Nu sunt lămurite. Sunt lămurite undeva mai încoace, dar mi se părea corect să spun prăjurarea prin anularea majorărilor. Accesorii, dar știți, dar, sunt chitanță. Atunci, dar undeva o termenul. Accesorii aferente înseamnă ceva. Așa cum, așa cum ați explicat la punctul 4, obligații de plată, prin obligații bugetare principale de stat, să înțelege ceva, așa, alinea nou, accesorii aferente reprezintă penalități sau majorări, nu așa ceva. Așa ce vreau să spun, că și când votai, așa e în calculator, la penalitate, scrie penalități, accesorii. Atunci, dând definiția accesorii. Nu trebuie să zic aici, undeva în paranteză, am văzut că nu știam, știam, știam ce era. Și la un moment dat, după aia, avea la sfârșit, m-am prins și înseamnă accesorii. Da. Îți părea să-mi dă definiția. Obligații accesorii. Așa cum a spus, de obligații bugetare principale să înțelegi. Așa și eu. Deci, definirea obligației. Ca orice lege, ori undeva, este pe termen. Trebuie să vă înțelegi. Chestia. Adică eu propun acolo la obligație. La aliniatul 7 se pus scrie majorările. Am văzut, am paranteză, de acolo. Ba mai mult la 7, deci faci și compoziție. La punctul 7 spune cererea privind anulare de la plata majorării, nu spune accesorii. Păi ori majorări, ori accesorii. Adică mergi cu definiții. Ori mergi cu termenul așa, ori cu termenul așa. Asta a fost. Da, da, da. Nimic.
că au făcut observații. Bine, vă mulțumesc. Dacă sunt alte discuții. Dacă nu spunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă se abține cineva? Domnul Oprea? Poți terminați împotrivă, vă abțineți? Am fost terminat. Că n-ați văzut. Nu, nu l-ați văzut. A, v-am văzut. Uitați cu oficialul. Hai, iartați, domnule, de unul. Mulțumim. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a Sfântului de Învățământ din Comuna Crăiu. Discuții, propuneri. Eu, dacă îmi permiteți, aș avea și o propunere. De la scară. Și eu să de lucru. Mai dorește cineva? Eu vreau să-l propun pe domnul Ocheanu. Consiliul de Administrație a Școlii. Din partea Consiliului. Cum? Voi repus. Repus pe motivul că îmi permiteți să-mi președință. Da, vă permit. Să motivez. Am cerut domnului primar o interpelare. Am făcut o interpelare scrisă în primăvară, nici nu la această dată, în legătură cu această școală. Dar nu am ce căuta în acea școală care nu răspunde sau are buzea. Bine că la diversii, domnul primar, voi solicita o explicație din acest punct de vedere. Din potriva, dacă ați fi păsut de administrație, ați putea să-l luați la întrebări. Da. Deci mai refuzați sau nu? Eu zic să nu mai existim. Aveți posibilitatea atunci autoritatea să vă implicați. Da, până dacă ar fi fost răspunsul dat, aș fi acceptat în aceste condiții noastre. Alte propuneri? Propunem. Matei. Da, domnul Matei. Profesor Sârbu, că mai fost și la discuție. Am propus că să aveți experiență la postul de administrație, la școală. Da? Știi, la domnul Bătaru. Domnul Bătaru. Gabără? Da, da. Alte propuneri? Dacă nu sunt, votăm în bloc, nu sunt decât două, propuneri pe două locuri. Cine este pentru? Potrivă, se abține cineva? Domnul Chiam, mulțumim. Și domnul. Și domnul Sărbu, da, trei abțineri. La ordinea 4, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentant Consiliului Local Căință prin Comisie de Evaluare și Asigurarea Calității Unității de Învățământ din Comuna Crăiu. Propuneri? Eu, dacă aș dori, l-aș propune pe domnul Matei. Da, domnul Matei. Și prenumele. Matei. Stai Matei. Matei Ionel. Ioan. Și domnul Ioan. Da. Nu? Alte propuneri? Și votarul codului. Nu pot. N-are voie. N-are voie. De ce-i motivul? Instituția la școală. A, în partea autorizată. Domnul Ocre. Domnul Ocre. Și nu. 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 Ce? Nu. 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 Haideți să supunem la vot prima propunere. Cine este cu domnul Matei, de acord? Se abține cineva împotrivă, domnul Matei, se abține. Mulțumim. Deci a doua propunere nu mai spunem la vot, că e bucată. Ordinea 5, proiect de hotărâre privind aprobarea drumului de uz și servitude în favoarea CC Delgaz. Din ce am citit, este vorba, știți, deci terenul nu, doar, să dăm voie. Pe ce și poate să ne dăm voie? Asta trebuie să facem. Să facem banii lui. Băiatul? Da. Nu, și legea nu spune că se face. El nu are control. Legea spune că ați fost local sau... E vorba de Moris Gavi, și stăpi ulița. Acolo se trebuie această aprobare să-și tragă lumina. Că ne-am mai aprobat și la pescărie și la... Da, dar acum a venit o ordonanță, un ordin intern la EON, care trebuie să plătească normal. La persoane fizice spune clar, investiția o asigură EON-ul pe banii lor sau Consiliul Local. Nu omul. Omul poate mâine să vină să ceară daunul. Asta e părerea mea, dar așa e. Deci în lege specifică clar, persoane fizice, investiția este făcută
de UAT sau de ENEM. Și ar trebui să facă ei. UAT-ul să-i ajute cu terenul și să facă investiția. Ei e beneficiar. S-au învățat să facem rețelii, ia primiri și nu au ce treabă. Banii și după aia nu se exploatează. Tocmai. Tot pe spatele noastre. Dar dacă mai întoarcem înapoi, de la mea la drumul la curentul aflare, asta nu e celălalt. Că omul ăla și-a făcut casa acolo, a primit autorizație, trebuia să-i duci utilitatea acolo. Aia nu e omul discutat. Nu, dar și România. Nu trebuia să-i duci comuna, nu poate, să-i duci utilitatea, nu e necesar. De ce ai dat autorizație dacă... Haideți, dacă omul vrea să facă, haideți să trecem. Cine este pentru? Împotrivă, să abțin cineva? Mulțumim. Da, și... Ordinea 6, privind acordarea unui ajutor de urgență, de 3.000 de lei, nu? 300 de lei. 3.000. Cred că nu... Cine este pentru? S-a discut. Mulțumim. Împotrivă, să abțin cineva? Nu. Proiect ordinea 7, rectificarea bugetului și venituri și cheltuieli, nu știu eu, sumă mică, am văzut. De la un cartul la altul. Discuții sau dacă nu trecem direct la vot. Este cineva interesat să discute pe acest subiect? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, s-a abținut cineva? Vă mulțumim. La punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la serviciul public de apă și canalizare. Discuții, dacă. Știți? Eu aș veni, dacă permiteți, scurt. Deci știți când s-a făcut bugetul, am spus că cum era prezentat, o să ajungă într-un colaps. Eu știu că este greu, dar eu, și mi-asum asta, eu recomand Consiliul Local să facă o analiză strictă, să ducă prețul apei la valoarea care este, că altfel acest serviciu se va duce în cap. Și nu mai departe, dacă nu ne autorizăm și nu suntem în regulă, o să trezească mâine cu un ordin de la Vanere Mesa, mă rog, în care să spună stop livrarea apă. Și atunci va fi mai greu. Luați și vedeți, tot județul nu există 2,4 lei metri cub de apă. De asta noi nu putem acoperi cheltuieli cu salariați, cu oameni, cu nimic. Deci asta recomand. Zic că asta trebuie să ne asumăm toți, că altfel se duce de râpă. Nu poate acoperi, indiferent cât vrea. Împrumut, banii trebuie să vină înapoi. Peste tot, 8-9 lei canalizare, la noi duci în 3 lei. Și diferența o scurtă? Dar nu avem voie, că împrumut, dar banii trebuie să duc înapoi, dar nu acoperi. Cheltuieli. Da. Noi o să ajungem, nu poate să țină nici un salariat. De ce sunt adres făcute la NRSC pentru majorarea prețului, da? Păi că au venit nu sunt clarificate, deci nu s-au. Deci ați făcut demersul? Da, s-au făcut demersul. Ce este? Că după aia se poate să majoreze prețul, că Consiliul Local nu poate să majoreze prețul la... Fără aprobat... Fără aviz. Fără aviz. Deci noi am făcut demersurile pentru chestia. Deci suntem în așteptare, doamne. La fiecare săptămână întreb la serviciul apă, ce ați mai făcut? Ce v-au venit? Da. De dacă ați uitat din... În aia, să vede că e pe mine. Asta e. Cine este pentru, dacă mai sunt? Mulțumim. Împotriva, abține? La ordinea numărul 9, un proiect de hotărâre privind normativul propriu cheltuieli privind consumul de carburanți la tractor și burză, nu? Cred că comisia și executivul știu cu ce se mănâncă, nu știu ce discuții putem face noi, că suntem personal tehnic, dar totuși, dacă sunt discuții, sunt. Dacă nu, haideți să votăm. Cine este pentru? Mulțumim, potrivă, să abține cineva? Mulțumim, domnul Orcheanu. Vreți să justificați abținerea? Domnul meu, dumneavoastră spuneați că nu ne înțelegem ca să... Este cartea tehnică auzulat, prin care spune și... Abținerea din alt punct de vedere, și anume faptul că pentru serviciile care realizează acest utilaj, eu am solicitat o dată un studiu și un calcul la eficiența serviciului din punct de vedere a prezabilității acestora. Lucru care nu s-a realizat. Dacă se venea cu studiul respectiv și cu consumul respectiv,
și făceau o justificare și în felul ăsta ridicam să rămâna pentru ăla. Vă mulțumesc. Da? Mulțumesc. Punctul 10, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Și repede. Da? Domnul Mărcuț. Altcineva? Matei. Odeanu. Domnul Matei. Domnul Odeanu? Da. Și? Mai dorește cineva? Îl dăm cuvântul domnului consilier Mărcuț. Domnul primar, nu știu dacă ați mai trecut peste ea în ultimul timp. Termenul autogreder foarte urgent, mai ales spre satul Boiștea, intrarea și interiorul satului praf. Intrarea e luptă, zici că e făcută intenționat, să-i scări așa. Panta dramatizată. Da. Acolo ar trebui puse cu Daniel, deci mi-a spus acolo apropie. Bine, sunt mai multe urii pe comună care trebuie, dar măcar astea care sunt urgente. Da. Și podul. Ați început să plumbiți podul, dar nu s-a terminat. Plumbați. Plumbați, da. Trebuie să terminăm. Domnul Tomar, la ascultați tot și la urmă dați cuvântul. Domnul Matei, să dați răspunsul. Da. Vreau să mulțumesc fostului primar, domnul Durlan, pentru că a făcut șoseaua în 2008 cu fondul european, ce e mare lucru. Și nu mai am domnul actualului primar, că a reasfaltat șoseaua Căiuț Prahe. E ceva care nimeni ne așteptam, șoseaua era bună, acum este perfectă, că au făcut drumul județean. De asemenea, vreau să mulțumesc domnului primar, domnului Vici, doamnei secretar și tuturor consilierilor, că au sprijinit proiectul de extindere a rețelei electrice la Prahe și, în sfârșit, avem curentele. Vă mulțumesc, doamne. Vă mulțumesc, domnul Matei. Doamna Cheamă, vă rog. Domnul meu, nu mă repet cu autocredirul, mă repet cu solicitarea ca intervenția autocredului să fie precedată, să precedă împrăștirea nisipului și a palatului mărunt pe drumurile neasfaltate. Deci pe drumurile palatului, mă repet, sunt probleme mari cu piatra care este transportată pe drum fără nisip și fără palat mărunt, pentru o compactare și pentru o nivelare. Revin cu o problemă ridicată anterior, respectiv biserica de la Căiuț, am fost iară pe drumul respectiv la o solicitare a unui cetățean. Piatra concasată, faceți bine, preblați-o de acolo, domnule, dacă nu ați, dumneavoastră, domnule primar, în ședința anterioară mi-a spus mie că asfaltul e până în toamnă și toamna nu s-a terminat. Dar până atunci se duc cauciucuri și își rup pantofii și încălțări de oameni care se duc și care circulă pe acolo. A doua problemă, a treia problemă de fapt. Șanțurile din satul Bertiu sunt colmatate în multe locuri. Acest lucru trebuie decolmatat. Ploile și-au făcut apariția. Pe unele dintre ele au crescut bătării mohori și bunieni de metru și procedeți la decolmatarea șanțurilor respective. Nu mă repet, cu acea de-a patra problemă, nu mă repet dacă spun că trebuie să continuați plombarea podului de peste Crotul. În schimb, trebuie încă o lucrare făcută acolo, curățatul barbacanelor. Vine toamna și nu, dacă se curăță, nu numai barbacanele trebuie curățate, toată platforma drumului trebuie, de formul respectiv, nisip, pământ, trebuie înlăturat pentru ca să nu se pune barbacanele respective, să dea posibilitatea scurgerii apei atunci când ea apare pe podul respectiv. O ultimă întrebare și o ultimă problemă ridicată, domnule primar. Din primăvară am făcut o interpelare scrisă la către dumneavoastră în care solicitam două lucruri și anume cheltuielile cu drumurile cu întreținerea și repararea drumurilor neasfaltate și cea de-a doua solicitare se referea la costurile obiectivelor
respectiv terenul de joacă de la cele trei școli, de la cele trei școli, respectiv Pralea, Căiuț și Hertiu. Am făcut intervenția asupra dumneavoastră, am intervenit de mai multe ori, lucru care nu l-ați luat în seamă, fapt pentru care mă văd nevoit datorită faptului că, sau din cauză, nu știu cum e mai bine să zic, că unii colegi de mei au spus că solicitarea mea nu ar fi întemeiată pentru că nu trebuie să cerem dreptul răspuns la cheltuielile care s-au efectuat de către școală. Domnii mei, am în fața mea, atâta este, conținutul legii numărul 273 din 29.06.2006 și cu toate modificările ulterioare până la data de astăzi. Deci scoase astăzi noastră la imprimante. Legea privind finanțele publice locale. Și mă văd nevoit să vă spun că la articolul, deci legea 273, articolul 49 aliniatul 12 spune următorul lucru. În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, recte Consiliul Local în cazul nostru, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală. Deci, accentuez și fac din bot pe au obligația de a prezenta ședință publică spre analiză, deci noi să analizăm, noi ca deliberativ ce suntem, și a aproba de către autoritate așa, execuția bugetară. Păi eu cum pot să fac o analiză și să aprob dacă nu mi se dau aceste cheltuieli? Domnule primar, vin în fața dumneavoastră ultima dată. Nu e amenințare, nu e, e o rugăminte. Cu întrebarea, când aveți de gând să-mi răspundeți în totalitate, veți spune că la drumul dat. La drumul eu am spus că nu primesc fracționat. Doamna contabil a venit cu normalul de documentații pentru drumuri, dar nu și pentru cealaltă solicitare. Deci, domnule, eu vă întreb un lucru. Legea trebuie respectată, dacă da sau ba, și când aveți de gând, pentru că eu vă mai fac o zicere, și anume care, a trecut atât timp, iar este o lege, că nu vă mai cânt acum și pe asta, că aveți un termen în care erați obligați să răspundeți. El este până la prima ședință, proxima păi doar, sau de îndată? De îndată. Păi dar nu doar. Și am spus. Că nu. Și legea spune ca să... Obligativitatea... Zice în 15 zile, după aia cazurile excepționale, când situațiile sunt complicate, 30 de zile. Cunosc această lege. Deci, domnul primar, trebuie să înțelegem odată că nu sunt facultative răspunsurile la solicitări. Aveți această obligație, rugămintea este să-mi răspundeți astăzi, în ședința de astăzi, când aveți de gând să-mi răspundeți la intervenirea pe care am înaintat-o de atât amar de vreme. V-am răspuns, domnul Ochea. Mi-ați răspuns? Fracționat. V-am răspuns pe documentele care le-am avut. Eu v-am dat toate documentele, nu am nicio fel de... Ce documente, domnule? Nu mi-ați dat niciun document, domnule. Referitor la capitolul 2 din solicitarea mea, nu mi-ați dat nimica. Nu vreți? Spuneți dacă nu vreți, domnule. Dar întrebarea pe care eu vă adresez, de ce nu vreți? Dar eu vă spun dumneavoastră că am acest drept, ca parte ca existent în deliberativ, să vă întreb, de ce nu vreți să respectați legea? Puneți rău întrebare. Legea... Nu v-a spus nimeni că nu vrea. De la școală niciodată nu s-a dat așa ceva și o să-mi cea cu fetele să dea ceva. Domnul primar,
ca oricine și oricând. Domnul primar, de la școală s-a dat. Nu s-a dat la contabil. Chemați, vă rog, solicitați prezența contabilului astăzi în ședință să vedeți că s-a dat. Și ce am zis eu contabilului să nu văd ea? Sau ce? Nu am înțeles. Poftiți? Eu am dat pe rog cu contabilitate, trebuie să fie răspunsul, n-am... Chiar nu înțeleg la ce facă dialog cu dumneavoastră. Dar între mine și dumneavoastră, dialogul trebuie, am dreptul să-l port. Eu nu am dreptul, probabil, să port dialogul între mine și contabilă. Eu nu întreb pe contabilă de ce nu. Dumneavoastră trebuie să o întrebați pe contabilă de ce nu vă înaintează situația, dar la rândul dumneavoastră să-mi o dați mie. Eu am dat oficial de fie, nu am dat-o, nu am făcut dialog, nu am făcut vorbă. Domnul primar, da. Domnul primar. Mi-ați răstinit tot oficial răspunsul. Că nu vreți să recunoaște, nu vă convine răspunsul care l-ați primit. Nu, domnul primar, nu este răspunsul de jumătate de măsură. Știți ceva? Nici nu mă interesează ce răspuns v-a dat. Eu am dat în continuare serviciului contabilist. Bravo, în acțiune și pe porte stoi. Și știu că nu are nimic de ascuns. Acum ce să fac? Potiți? Să iau contabila, să iau fiecare dosarul ăla de un milion de pagini care îmi rog spus dumneavoastră la dispoziție. Domnule primar. Să fii sănătos. Nu este sub. Eu am altceva de făcut. Faceți parte din aparatul dumneavoastră, a primarului contabil. Că dacă nu își face datoria, nu vă faceți dumneavoastră, datoria față de noi. Domnul, haideți să nu mai purtăm dialog. Vă rog să mai vedeți dacă mai aveți ceva de spus. Subiectul ăsta am și o interpelare, îți intervin și după ce terminați dumneavoastră. A terminat. Da? Nu mi-a răspuns, domnul președinte. Am înțeles. Eu aștept un răspuns. Când? Spuneți o dată, domnule. V-am dat. Cine să stai? Domnul Orcheal, v-am dat răspunsul scris. Ăla este răspunsul. Dacă nu vă convine, vă convine. Dacă i-ați dat răspunsul, a făcut oficial, i-ați dat răspunsul oficial, păi este nemulțumit din răspuns, revini cu... Care a venit astăzi? Nu astăzi, de atâtea ori am spus că nu mi-ați dat în integralitate răspunsul, domnul. Hai să mai facem dialog. Deci, prin lege, știți, consilierii pot cere primarul prin interpelare, ca și spune, să ceară detalii asupra unor lucruri care consideră că sunt sau nu sunt ok din punctul de vedere. Tot prin lege, nu mai spot, acum am notat undeva, deci, domnule primar, aici vă contrazic, aveți obligativitatea de a da răspuns în termen de până la prima ședință, proxima a doua sau de îndată. Scuzați-mă, adică nu vă faceți ce aloc cu problema mea. Prin compartimentele pe care i-am eu, da. Corect, dar dumneavoastră trebuie să respectați niște termeni, iar cei din subordinea dumneavoastră trebuie să execute. Nu există vă dă sau nu vă dă, vă interesează sau nu. Că și am o interpelare la care n-am primit răspuns. Dar eu... Dumneavoastră ați depus o copie la o interpelare, nici măcar nu e originală. Este o interpelare registrată, este chiar dacă e copie, nu contează. Nu spune nimeni că dacă vă trimite ceva e-mail, nu răspundeți. Că e-mail nu e în copie, nu e original. Deci hai să nu trecem la lucruri din ăsta. Eu vă spun altceva. Eu, unul, vă spun și domnul Răcheanu, eu dacă nu primesc până la prima ședință răspund la interpelare, eu o să fac o adresă către tot ce înseamnă organii de anchetă, care să vină să verifici. Nu vreau să superi nimeni, atunci pe mine. Deci răspunsul meu este, vă rog să vă apucați de acum să faceți adresă la toate organele care se face. Dacă vreați așa credeți că trebuie să tratați, nu-i frică, nu mă ceri nimeni, nimic. Teamă, dar nu-i de teamă. Păi nu-i de teamă, dar atunci răspunde. Sunt deschise pentru oricine, să vină domnule să facă anchete. Dar nu anchete, domnule, dumneavoastră vă aveți obligația să răspundiți. Înseamnă că chiar Consiliul este bun, vine, ridicăm mâna, votăm și atât. Noi deliberăm și atât. În rest, nu avem niciun drept. Nu e chiar așa. Adică dacă există respect între noi ca instituții, cum ar veni între Consiliul și dumneavoastră, trebuie să respectăm unul pe altul fără tot și timp. Că e bună, că e rea, trei rânduri, cât iese asta, e să dăm un răspuns. Dar nu vedeți că este nemulțumire la răspunsul pe care se dă. Care răspuns că nu l-a dat, domnul primar. Eu vă spun că nu ați dat decât un chiar răspuns dumneavoastră, nu e nemulțumit. La ce să nu fiu, la ce să fiu mulțumit dacă nu-i răspunsul dat în tot arătare? Aici așa, o să spun și acum, doamna secretară, aveți dumneavoastră un rol foarte important, dumneavoastră sunteți girantul legalității între executiv și deliberativ. Noi când facem o interpelare, dumneavoastră trebuie să aveți grijă ca așa să aibă finalitate. Pentru că de asta este făcut Consiliul Local. Se fac interpelări să răspund. Dumneavoastră trebuie să observați
De-aia sunteți un cadru independent, cum se spune, la respectarea legalității și legii în cadrul comunii și al raportului noi și domnul primar. Deci, dacă se vrea să dăm nu, nu, asta este. Alte discuții la diverse, dacă nu se încheie. Da, eu vreau să vă mai spun ceva. Săptămâna asta o să înceapă lucrările la dispensar. Doamna doctor, împreună cu o discuție care am avut-o cu dânsa, îi trebuie un alt spațiu. Nu o să mai poată să funcționeze acolo. În această săptămână va elibera dispensarul. Inițial a fost propunerea pentru școala Popeni. Nu trebuie să înțelege și că ea nu poate, nu vrea. O să încerc să-i dau un spațiu aici în primărie, ori în această sală, ori în capăt, ori în camera aia. Aici văd că accept, adică trebuie să fie o cale de mijloc, că nu prea ne permitem la momentul ăsta să îi impunim. Doamna doctor, te duci obligator acolo, că știți care este situația și așa suntem într-un singur, la doi doctori suntem într-un singur și atâta ne mai trebuie să mai avem probleme și cu asta. Da, eu am fost în trecut cu proiectantul, cu executantul și cu domnul Bici, cu am făcut o discuție cu doamna Bici și o să mut inițial în primărie. Dacă aveți cumva alte idei, dar nu încă n-accept. Domnul primar, vis-a-vis de dispensar, haideți să tăiem și ștejarul adică. Sunt momente să nu poți veni sau doar că e problemă. Monument istoric, lăsați. Curățăm, aranjăm, în următoarea ședinte o să propunem să facem o... E informat, trebuie aranjat un pic, e prea... Stejar centenar. Muzeu să fii, dar să fii îngrijit, să fii ordonat. E piesă de muzeu, nu e muzeu. Piesă. Ce vreți dumneavoastră? Numai să fii făcut ca mine. Apropo că nu mă gândesc, un pic, domnule. N-are spațiu acolo, dezvolte. Avea acolo magazinul cu papuși, cu chestii de astea așa, în dreapta aia. O să dai spațiu ăla acolo. Ai o cameră de 3-4 hectare. Nu vrea, doamnă, doamnă. Ori la primărie, ori la primărie. Trebuie creență, trebuie. Am mici condiții. Domnul primar, dați-i aici, că noi o să reuși. Încerc să dau un cap cu horul. Nu e bună. Problema e că o să fie ca la dispensar, sală de așteptare pe horul ăsta, să fie puțin, dar n-am un control. Uite acolo, șanii, uite acolo. Dacă îi propuneți până la urmă și insistați cu copiii și nu vrea, ce să... Nu vrea în prima față, dar după aceea să vrea, nu stea acasă. Nu, nu, așa. Am o grijă, dar cumva nu mai vin nici doamna doctora asta, am putut că este tot dat cu mâna. Și unde sunt lucrurile? Ha? E, dar și ce zic? Dacă ești, dar... Și nu sunt doctor, n-ai de cine aduci. Rămânește, e o criză de medici de familie. Nu ne putem juca, adică cel puțin nu mă pot juca cu chestia asta. Adică mă gândeam că corespundeam bine cu copiii, cu școală, era la spațiu, tot. Prin ideea că erași pentru ea. Tot, da. Tot sunt pe jurul școlii, tot sunt pe jurul școlii niște suspiciuni aiurea fără niciun rost. Dar o să vină doamna contabilă și cu doamna directoare să vă spuneți ce vreți de la școală și să vă aduc negru pe alb. Domnul profesor, să nu mai știu, mai concretizat acolo pe niște lucruri pe care le-a scos de la școală. Să creează, nu știu de ce, un fel de dușmănie între primărie și școală și n-am idei, nu știu de ce să e chestia asta. Se pare că acolo cineva folosește banii școlii, face nu știu ce. Și eu chiar nu am niciun fel de problemă să vină doamna contabilă și cu doamna directoare, ordonatorii speciali de credit care sunt la noi la școală, să justifice ce vreți dumneavoastră. Pe mine, eu nu am nicio suspiciune, de-aia nici nu cer mai mult decât ce mi se dă. Până da. Dacă aveți suspiciuni vis-a-vis de dânsile, ce vreți, domnule, ce vreți? Suspiciuni, doamna mea. Și de ce trebuie să vină dumneavoastră ca să-mi dea explicații nouă, când în interpelarea mea aduce tot ce tine, să se vedea dacă nu este foarte clar explicat, explicit. Vreau să-mi văd de ale mele, adică să fac o led de treabă în primul rând. De ale dumneavoastră și solicitarea la care m-am întâlnit.
la documentația care mi-a dat dumneavoastră de un bianc așa de lucrări, nu să-mi ia jumătate de an ca să, ca să vă fiu primul prin plăcerea mea. Când faci de lucru, faci normal. Oare eu am fost foarte explicit în aia. Vinem cu interpelarea mea scrisă și să vedem dumneavoastră dacă nu este explicită și clară. Succint ar trebui, nu? Haideți ca să și încheiem, nu. Deci asta am spus, am repetat-o. Este un act care noi putem uza de el, interpelarea, fiecare consilier. Domnul primar trebuie să înțeleagă că este ordonatorul principal de credit, terț este școala, iar dacă cineva îi cere și are o nelămurire, este obligativitatea dânsului ca să răspundă. Că legea nu prevede decât amenzi, că se pot cere și astea și anumite lucruri, dar nu cred că să ajunge. Nu există nicio suspiciune pe școală și pe alea. Discuții mai sunt și vor fi, indiferent că sunteți dumneavoastră sau cine va fi primar vis-a-vis de cheltuirea banului public. Dar frumos era de atâta timp că dacă o aduceați pe directoare, nu o chemați pe domnule, ia dă-mi execuția bugetară, o scotea, o prezenta și nu știu dacă mai erau atâtea suspiciuni. Și pornești din altă parte, pentru că directoarea sau contabila de acolo nu dă execuția. Nu dă execuția una, al doua, al doilea lucru. Suspiciuni. Nu, suntem în anul 4, dar și eu poate am mai scăpat. Mi se dă bani și nu știi cât nu-i bani. Sunt trei ani când suntem în nou mandat. Măcar o dată pe an mai adunat. Școala... O să vă prezinte, domnul Sârbu, niște chestii de la școală pe care le-a spicuit acolo, fiind și în omul mai de legătură, după ce le-a trebuit. Școala, în general, școala și în particular cea de la Căliuț, primește direct de la primărie, de la autoritatea administrativă locală, bani pentru deplasarea cadrelor didactice. Suma aceasta anuală este de 37.000 de lei. Dumneavoastră aveți suspiciuni pentru această sumă de 37.000 de lei. Cealaltă sumă mare pentru salarii, pentru dotări, pentru alte activități, este primită de la Ministerul Învățământului. E adevărat, prin Consiliul Local, care o primește și o virează acolo. Școala, având autoritate, autonomie și personalitate juridică, răspunde pentru suma aceea mare venită la Ministerul Învățământului în fața inspectoratului școlar și în fața organelor de control. Pentru suma de 37.000 de lei, să depun la primărie, lunar, de contul de cheltuieli cu deplasarea cadrelor didactice. N-au fost și bănuiesc că nici de acum încolo n-au fost suspiciuni în legătură cu de contul deplasării cadrelor didactice. Este un caz fericit că de 2 ani de zile cadrele didactice se pot deplasa din afară în comuna Căliuț cu decontarea cheltuielilor, ceea ce cam cu câțiva ani în urmă nu prea se întâmplă. Eu vreau să vă dau aici o listă, pentru că am cerut-o și eu, zic, bă, cu ce vă ocupați voi? Hai că noi în consiliu acolo mai aprobăm și plecări de copii din școală, de cadre didactice care se înscriu la grade, calificative. Ia uitați, domnule, din 2017 până în prezent, școala Căiuț s-a dotat și a dotat laboratorul de biologie cu o sumă în valoare de 7.500 de lei. Deci, în extra, față de 37.000 de lei pe care îi aveți dumneavoastră în discuția de astăzi și precedent. Dotarea salelor de clasă cu 15 laptopuri. Toaleta de la parter. Pe sponsorizare. Gardul din fața școlii. Pe sponsorizare și donație. Și aici îi mulțumim domnului primar pentru că a pus o vorbă bună la acolo silvic de s-a trimis școlii niște scândură din confiscări. Magazii pentru lemne construite din scândură, lemn și ulei din donații. Perdere pentru toate sălile de la parter din sponsorizare. Grădinița de la Hârtiu și grădinița de la Prarea reparate și zugrăvite la exterior. Sobe noi la Hârtiu și Plitar. Baie la Plitar cu WC-ul mic pentru preșcolar și radiator pentru încălzire. Deci, suma alea la poartă, îndreptatele în purtea școlii, sisteme de supraveghere la școală,
internet în toate sălile. Dați-mi voie. Am lăsat să fim deschis, nu mai ne... Domnul Stăru, nu era normal ca la tot ce face acolo, indiferent, este subdiviziunea școlii. Școala este în administrarea... Tot ce se face să știi, sau suntem Cluj de Ciocan. Păi da, domnul, dar ce sunt banii de la buget? Nu mai sponsorizezi. Vedem că școala se întreține numai de sponsorizezi. Foarte bine. Domnul președinte. Dar haideți ce este pe lege să fie pe lege. Nu ne mai păcăm până la tot. Tot ce s-a făcut la buget. Domnul Sărbu, asta îmi spune. Numai... Să justificați, doamne, Nu era să joacă cineva să justifică. Nu era frumos să justifice să nu mai fie atâtea discuții? Când se ajunge la contri de nonsens. Pentru ce? Că nu vine doamna directoare, nu-și permite să vină în fața Consiliului Local, dar își permite să trimite referat, că vezi, doamne, nu știu vrea să facă. Păi nu mă atunci, dacă nu vrea bani, vină și... Domnul președinte, legea 273 privind finanțele publice locale este foarte clară și explicită. Articolul 49, alineatul 12. Nu venim numai cu banii de la vedere, că nu spune aici în lege că vinea parțial atâta. Dar ce ne-a primit acum reciproca? Chiar ne-a aruncat de ziua în ochi, așa. Chiar suntem copii, dumneavoastră știți. Nu, și întotdeauna s-a încercat să facă să solicită ceva, să neutralizeze o anumire. Dar nu au fost discuțiile astea, atâta pentru nimica toată. Dar cel mai bine nemulțumiți, trimis adresă curte de conturi, organe abilitate și o să scoate tot dacă sunt nereguli. Și nu au decât să stea sub port în control dacă nu e greu să vină să dea o execuție bugetară. Când vine controlul, fii măci, aude că ne-au făcut. Nu au făcut. Că nu-i nimeni împotrivă să facă la școală. Sau să ducă cu banii din avetă. Dar s-au mai schimbat și regulile de a da bani din avetă și dreptul la profesori față de ani anteriori. Nu mai spunem atât, dacă nu. Credeau școlile pe noi. Bine că se face cum se face, da? Fii transparent și vină să arăte ce trebuie. Vă mulțumesc. Dacă sunt alte discuții, dacă nu închei din ședința, că... Am declarat ședința închisă. Vă mulțumesc.